Salut și bine ai venit sau revenit în lumea sculelor electrice profesionale Bosch. Clipul din această lună este primul dintr-o serie de patru dedicate subiectului larg al lucrului fără praf. Controlul asupra prafului produs în timpul lucrului este ceea ce propunem utilizatorilor să aplice în mod activ și sperăm că aceste patru clipuri să fie ca niște ghiduri în acest sens. În acest prim episod al miniseriei îți vom prezenta câteva dintre ciocanele noastre rotopercutoare profesionale cu acumulator de 18V, împreună cu soluțiile de eliminare din spațiul de lucru ale prafului pe care acestea le pot utiliza în mod dedicat sau universal. Sunt Mihai, trainerul de la Bosch și te invit să urmărești acest clip până la final, pentru că începând cu această lună, ți-am pregătit ceva special. Ne revedem la final! Ciocanul rotopercutor este recunoscut ca fiind specialistul de necontestat al lucrărilor de găurire în beton. Datorită modului său de lucru și în combinație cu accesorii specializate, precum burghiul SDS, ciocanul rotopercutor este capabil să găurească cu ușurință și eficient materialul dur care este betonul sau chiar betonul armat, fiind o mașină ușoară și compactă prin raport cu energia pe care o dezvoltă și cu dimensiunile lucrărilor pe care este capabil să le execute. Rotopercutoarele cu acumulator de 18V pe care ți le prezentăm în clipul acesta, împreună cu echipamentele de eliminare a prafului pe care acestea le pot folosi, sunt următoarele. 3 ciocane cu prindere SDS Plus din gama de greutate 2-4 kg, și anume GBH-185LI, GBH-187LI One Chuck și GBH-18V34CF, și 2 ciocane cu prindere SDS Max din gama de 7-8 kg, respectiv GBH-18V40C și GBH-18V45C. Începem cu cele 3 ciocane rotopercutoare SDS Plus. În ceea ce privește controlul prafului produs în timpul lucrului, aceste rotopercutoare SDS Plus pot folosi următoarele soluții de extracție a acestuia. Extractoare de praf universale care pot fi folosite de orice rotopercutor sau mașină de găurit, indiferent de tip sau de marcă. Extractoare de praf dedicate care pot fi utilizate numai cu un anumit tip de ciocan rotopercutor. Și burghie speciale cu care se execută simultan atât găurirea cât și extracția prafului produs. Să începem cu cele universale. Extractorul de praf GDE68 poate fi folosit la toate aceste 3 rotopercutoare SDS Plus. Nu depinde de forma rotopercutorului, nu se atașează la acesta, are nevoie doar de un aspirator profesional la furtunul căruia să fie conectat. GDE68 se poziționează deasupra locului de găurire și rămâne fixat acolo datorită vacuumului creat de aspirator. Poate fi folosit foarte eficient pentru găuri până la un diametru de maxim 68 mm, caz în care trebuie demontată peria separatoare a incintei de colectare a prafului. Un alt extractor universal, care la fel ca GDE68 are nevoie numai de un aspirator la care să fie conectat, este adaptorul Expert SDS Clean pentru găurire, cu ajutorul căruia pot fi executate găuri cu extracție de praf de la 5 la 16 mm. GBH-185LI și GBH-187LI One Chuck au posibilitatea de a lucra, pe lângă extractoarele universale, și cu extractoare de praf dedicate. GBH-185LI poate folosi în mod exclusiv extractorul de praf GDE-12. Acesta este construit special pentru modelul GBH-185, se montează pe corpul acestuia și este alimentat de la același acumulator care alimentează și motorul rotopercutorului, pentru că este echipat cu un motor și o turbină care generează fluxul de aer necesar extracției de praf. Găurile care pot fi executate cu GDE-12 au diametre de 4 până la 12 mm și adâncimi de maxim 100 de mm. Lungimea maximă a burghiului care poate fi folosit este de 165 de mm. Are o foarte mare eficiență în reținerea prafului captat datorită filtrului HEPA inclus, care reține până la 99,97% din praful foarte fin aspirat, cu dimensiuni ale particulelor mai mari sau egale cu 0,3 microni. Pentru simplificarea execuției, extractorul are un LED de iluminare a zonei de lucru și are montată o piesă din cauciuc cu marcaje tip colimator în zona de contact cu peretele, pentru a facilita utilizatorului poziționarea cât mai precisă a ciocanului pe locul de executare a găurii.
Are numai 1,1 kg și se poate monta și demonta foarte rapid de pe GBH-185Li. GBH-187Li are și el un extractor de praf dedicat, GDE-18V16. La fel ca GDE-12, și extractorul GDE-18V16 poate fi folosit numai la un anumit tip de rotopercutor. Și acesta este echipat cu un motor electric și o turbină care realizează extracția prafului. De asemenea, este echipat cu filtru HEPA, care poate fi accesat foarte ușor fără unelte suplimentare. Capacitatea cutiei de colectare praf este de aproximativ 50 de cm cubi, permițând stocarea prafului produs la executarea a 40 de găuri cu diametrul de 6 mm și adâncimi de 40 de mm. Diametrul maxim de găurire folosind acest extractor este de 16 mm la o adâncime de maxim 100 de mm, lungimea maximă a burghiului care poate fi folosit fiind de 165 de mm. Seturile de burghie cu extracție directă a prafului care pot fi folosite de rotopercutoarele SDS Plus se numesc Expert SDS Clean Plus 8X și necesită numai conectarea la furtunul unui aspirator profesional. Extracția este realizată în mod continuu, chiar în timpul executării găurilor, rezultatul fiind găuri foarte curate, avantaj important pentru anumite aplicații, precum ar fi montarea de ancore chimice. Să trecem acum la cele două rotopercutoare SDS Max, GBH-18V40C și GBH-18V45C. Datorită greutății mai mari, de 7-8 kg, și a energiei de impact superioare, de 9 J, respectiv 12,5 J, aceste ciocane SDS Max pot efectua lucrări mai grele decât cele din clasa SDS Plus, putând găuri până la 45 de mm diametru cu burghiu standard, sau chiar mai mult decât atât, cu burghie de străpungere sau carote. În ceea ce privește controlul prafului produs la lucrul cu aceste rotopercutoare SDS Max, și aici există mai multe variante. GDE-68 poate fi folosit și la rotopercutoarele SDS Max, până la 68 de mm diametrul maxim de găurire. De asemenea, și pentru ciocanele rotopercutoare SDS Max există seturile speciale de burghie cu extracție de praf, Expert SDS Clean Max 8X, cu care se execută simultan găurirea și extracția prafului produs. Diametrul maxim al găurii care poate fi dată cu acest tip de burghiu este de 32 de mm, cu adâncime maximă de 400 de mm, lungimea totală a setului extractor fiind de 650 de mm. Și pentru operațiile de dăltuire sau spargere există soluții profesionale de extracție a prafului produs. Setul extractor se numește Expert SDS Clean pentru dăltuire și realizează captarea prafului fin care se produce la operațiile de spargere, acesta fiind și cel mai nociv pentru sănătatea utilizatorului. Pe locul unde se execută dăltuirea, rămân numai bucățile și particulele de dimensiuni mari care nu pot fi inhalate. Cu acest adaptor, cantitatea de praf rămas în zona de lucru este de până la 25 de ori mai mică față de executarea operației fără extractor. Sperăm că materialul pe care tocmai l-ai văzut să-ți fie de ajutor în alegerea soluției optime pentru proiectele tale. Ai acum la îndemână un scurt îndrumar al soluțiilor de lucru fără praf pentru toate tipurile de ciocane rotopercutoare. Așa cum spuneam la începutul acestui training, pentru că ai avut profesionalismul să-l urmărești până la final, vreau să îți propun să participi la concursul pregătit de colegii mei. Tot ce trebuie să faci este să răspunzi la întrebările lor din textul de prezentare al clipului de training de pe pagina de Facebook sau de YouTube și poți câștiga prin tragere la sorți o sculă electrică Bosch Professional sau alte premii numai puțin interesante. Dorim să-ți răsplătim fidelitatea și atenția pe care ni le acorzi deja de câțiva ani, așa că fii mereu pregătit să vezi la timp clipurile de training lunare. Iar în final, te invit ca de fiecare dată să dai un like și un follow paginii de Facebook Bosch Professional România și să apeși cu încredere butonul de abonare la canalul nostru de YouTube Bosch Professional. Cei care au făcut deja asta știu că pentru a obține 3 ani de garanție pentru sculele profesionale achiziționate, trebuie să intre în aplicația noastră Bosch Pro 360, unde mai au pregătite și alte beneficii, printre care campania de loialitate dedicată sculelor electrice profesionale cu acumulator de 18V.
Te aștept luna viitoare la următorul clip de training. Toate cele bune!